Ziua 432. Astăzi sunt multe știri din Est. Aici, pe măsură ce termenul limită pentru capturarea Bahmutului se apropie din ce în ce mai mult, forțele Wagner au început să folosească unități de asalt mult mai mari și au capturat mai multe poziții noi, copleșând ucrainenii cu număr mare de trupe. Cu toate acestea, ucrainenii s-au întors cu tancuri și în câteva minute au distrus mai mult de 6 clădiri pe care Wagnerii au foloseau ca fortificații. Ultima dată v-am spus că ucrainenii au început să demoleze poziții cheie ale Rusiei prin lovituri de precizie. V-am mai spus că o altfel de utilizare a bombelor aeriene și a rachetelor a provocat deja multe daune logistice rusești și le-a forțat pe ruși să-și ia timp pentru a se regrupa. Cele mai noi rapoarte indică faptul că aceasta a fost doar începutul. Imagine de luptă difuzate de ruși au arătat că rușii folosesc în mod activ clădiri înalte pentru a viza pozițiile ucrainene de la distanță. Când vine vorba de clădiri cu 10 etaje, rușii nici măcar nu au nevoie să urce pe acoperiș pentru a avea o vedere clară asupra țintei. De aceea, țintele principale ale ucrainenilor au devenit clădirile înalte de-a lungul străzii Levenskogo, de unde rușii au vizat toată partea de vest a orașului. Au vizat, în trecut, pentru că imagine de luptă difuzate de ucrainieni arată cum ucrainenii au efectuat o lovitură puternică asupra unei dintre clădirile înalte. Și judecând după explozie, se pare că au folosit o rachetă HIMARS. Un alt videoclip arată o explozie controlată a unei clădiri înalte chiar peste drum. Această clădire anume crea multe probleme ucrainenilor, deoarece era folosită de lunetiști ruși. Și după cum tot observăm, în luptele urbane intense, linia frontului se poate mișca înainte și înapoi destul de substanțial, chiar într-o zi. Așa că se pare că ucrainenii au efectuat un contraatac în această regiune, au recucerit temporal zona și au pus explozii. Operațiunea se pare că s-a desfășurat în timp ce rușii din această regiune se regrupau și, bineînțeles, că operațiunea a avut succes, iar ucrainenii au obținut un rezultat mai bun decât foloseau în HIMARS. În partea centrală a regiunii sunt multe schimbări. Multe rapoarte sugerează că ucrainenii au părăsit departamentul de inginerie și colegiul medical și și-au asumat apărarea în clădirile înalte din spatele lor. Unii analiști spun că scopul este să se apropie de principalele fortificații, în timp ce alții spun că mutarea a fost forțată de ruși. Se pare că prima explicație se potrivește mai bine, deoarece imagini recente de luptă au arătat că rușii nu au control strict asupra regiunii. Scopul principal al rușilor a fost împărțirea forțelor ucrainene din Bahmut în două grupuri. Cu toate acestea, chiar și după stabilirea controlului asupra colegiului, ucrainenii se deplasează liber între aceste două părți al orașului datorită geografiei locale. Teritoriul din spatele caselor este în zonă joasă, ceea ce face imposibil focul direct. La rândul lor, imagini recente de luptă arată că ucrainenii au efectuat un raid neașteptat asupra pozițiilor ruse și au declanșat foc rapid și devastator. După raid, operatorii de drone au filmat cum mai multe echipaje ruse se deplasau prin zonă cu roabe uriașe care adunau cadavre și părți de cadavre. Pe măsură ce drona a dezvăluit o nouă mișcare în regiune, ucrainenii au dublat pagubele, lovind zonele de concentrație a forțelor din spatele colegiului. Nu este clar dacă ucrainenii au desfășurat încă un contraatac, dar un videoclip puțin mai vechi a arătat că contraatacurile după astfel de raiduri le permite ucrainenilor să adune o mulțime de trofee de la morți. Videoclipul arată cum ucrainenii dezinfectează zeci de arme luate de la trupele învinse Wagner. Soldații ucraineni au publicat, de asemenea, un videoclip cu un alt trofeu, sunt cel mult mai interesant, anume un sistem de artilerie termobarică. Și dacă țineți minte, am vorbit foarte mult despre acest super weapon rusesc și acum îl vedem de aproape. Și astăzi, s-a prins Prigojin, șeful forțelor Wagner, la televiziunea rusă. Dar prima dată s-a lăudat că au avansat în unele locuri cu până la 250 de metri. Imediat sunt Kiev. Câți metri spun în Kiev de la Bahmut? Mai mult de 500. Că dacă e mai mult de 750, cred că o să le ia mai mult de 3 zile să ajungă în Kiev. În fine, el direct a adăugat că a avut un cost uriaș. El a spus că au pierdut 99 de soldați într-o singură zi de acțiune ofensivă. Cu toate acestea, nu că l-acuz că nu știe să numere, dar probabil cifra e mult mai mare. Mai ales ținând cont de loviturile recente de artilerie și raiduri blindatelor asupra pozițiilor defensive rusești. Prigojin a subliniat încă o dată că înregistrează pierderi de 5 ori mai mult decât se aștepta. Într-un interviu recent, el a spus că dacă Ministerul Rus al Apărării continuă să-i pună spițe în roată, atunci mercenarii Wagner se vor confrunta cu decizia de a rămâne și de a muri, fie de a se retrage din Bahmut. Și aici vin eu cu o întrebare sarcastică și retorică. De fapt, două întrebări. Cum se numește un soldat care nu respectă ordinele? Și ori asta se aplică și la mercenari. De asemenea, Prigojin și-a continuat eforturile de a convinge Kremlinului să treacă în defensivă în estul Ucrainei.
Din câte știu eu, sunt doar în est, dar în fine. El a susținut că contraofensiva ucraineană ar putea avea loc înainte de 15 mai și a profitat de ocazie pentru a critica forțele convenționale ruse, care din câte știu eu e o crimă în Rusia, pentru că nu s-au grăbit să pregătească flancurile Wagner pentru a răspânge atacurile ucrainene. Și bună întrebare, oare de ce nu s-au grăbit? Oare erau prea ocupați de a șterge scuipatul în față de la forțele Wagner să se ocupe de așa ceva? Poate. Vă mulțumesc frumos că m-ați acordat atenția și astăzi. Dacă cumva vă place ceea ce fac, vă rog frumos să mă ajutați cu un like sau puteți să vă abonați la canal dând un click pe steagul din dreapta. Sper să ne auzim și mâine, să păstrăm inițiativa!